În caz că le-ai dat, iată cele mai interesante lucruri care s-au întâmplat săptămâna aceasta în România. Și dacă n-ar fi tragic, măicuța aceasta ar fi chiar simpatică. Asta pentru că e vorba de un bărbat care s-a deghizat în măicuța pentru a cerși. El a mai făcut același lucru și în București. Pași importanți sunt făcuți și Ciobănescu Corb este foarte aproape de recunoașterea internațională pe care cred deja că o merită. Un șofer și-a luat linie de tramvai, pentru că pe acolo se plimba cu BMW-ul său, rămânând de altfel și blocat. Incident pe aeroport unde o femeie a alergat pe pistă împreună cu copilul său încercând să prindă avionul. Un scandalageu a încercat să facă pe șmecherul oprind o mașină în trafic în Constanța, doar că în acea mașină erau chiar mascați. Un bărbat din Botoșan sătura că vecinul său îl tot întreba de iubita sa, i-a spus acestuia că a omorât-o. Vecinul a sunat la 112 și a chemat poliția. Un bărbat care își căuta iubirea pe TikTok a dat de fapt de o țeapă. Femeia împreună cu partenerul acestuia i-au furat peste 6.000 de lei. Un tânăr din Timișoara și-a trimis zeci de kilograme de droguri prin curier, iar când a încercat să le ridice a fost arestat. O vânzătoare din Baia Mare a scos cuțitul la un bărbat care încerca să o jefuiască. Un bărbat din Hațec și-a izolat familia de toată societatea, obligându-i să urmeze doar Biblia. Ce știre ți-a atras atenția, scrie în comentarii și dacă e vreuna pe care